Viața bună, descurs pe munte, într-o nouă ediție, de data aceasta de la Bușteni. Tocmai m-a lăsat trenul în gară. Este o dimineață foarte frumoasă și pentru care mi-am propus să merg pe Zamora până pe aproape de Băiuțu și coborâre pe Azuga. Și din dreptul gării există aici un memorial eroilor din comuna Bușteni, căzuți în războiul 1916-1918. Și din dreptul primăriei din Bușteni am ajuns și la strada care duce spre traseu. Din păcate nu prea se vede cine știe ce e pe sus, sunt nori. E un plafon de nori mai jos care acoperă vârfurile de prin Bucegi. Așadar, cam asta este strada și aceasta este și indicatorul către culmea Zamora. Traseu interzis iarna, traseu mediu. Ok, din păcate sunt tocmai în sezonul de iarnă. Și mi-am propus să fac. Să vedem așadar cum o să fie. Și cu soarele în față, ia uitați ce raze frumoase se fac. Traversăm calea ferată și ne întâmpină primul semn pe acest tâlp. Primul obiectiv ar mai fi și castelul Cantacuzino, care se vede în depărtare un pic. Sper să ajung pe la el mai aproape. De fapt, acolo ar trebui să ia traseul. Castelul Cantacuzino, la dreapta. Se trece și un pod pe aici. Oamenii fac focul pentru că e foarte frig. Un câine care le latră, cine știe din ce cauză. Și ajungând pe pod, cam așa se vede imaginea de pe aici. Foarte, 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 foarte frumos. Iarăși un tablou de picrat. Foarte frumos, incredibil. Cum bate soarele. Apa încă curge. Dar totuși e destul de frig. Și castelul un pic mai în față. Și cam așa arată pe exterior castelul Cantacuzino, mai de aproape. Din păcate e un pic cam de vreme față de vizitare. Începe la ora 10 și e trecut un pic de 9. Ca și istoric, se pare că el a fost comandat de către Cantacuzino prin anul 1911 și foarte interesant e faptul că el a murit în anul 1913, deci practic după 2 ani, la o vârstă destul de înaintată, pe la 81 de ani. Și chiar nu știam despre Cantacuzino, că a fost de fapt prim-ministru și practic a prins două momente istorice ale României, și anume unirea principatelor, deci practic România mică, și războiul de independență. Foarte, foarte tare omul. Și mai mult decât atât, avea atât de mulți bani încât îi se spunea nababul și avea vreo 3 castele, acesta este unul în Bușteni, deci castelul Cantacuzino. Ce îmi place la el e faptul că are vedere asupra Bucegilor.
om cu gust, s-a orientat bine față de rege care și-a făcut palatul în Sinaia. Nu prea are cine știe ce priveliște acolo, în schimb aerul mai ok. Și castelul de pe Calea Victoriei din București, unde este actualul muzeu al lui George Enescu, și încă unul în Florești, care, din câte am înțeles, e în paragină. În momentul în care se aude toaca de la... E o capelă acolo, o slujbă de super de duminică. Cam așa este intrarea la muzeu. Ne întâmpină și semnul pentru Cruce Roșie, care o ia drept înainte. Și nu chiar drept înainte, pentru că la prima intersecție se face la stânga. Ne întâmpină iarăși aici marcajul. Și imediat de la acea intersecție am intrat în natură, și anume pe un drum forestier. Ne întâmpină aici o barieră și un drum interzis. Iarăși interzis pentru mașini, pentru că pentru drumeți este tamam bun. Și ne mai întâmpină din când în când și câte un marcaj. Cam așa este priveliștea asupra Bucegilor. Din păcate, plafonul de nori începe să se mărească. Nu prea se mai vede nimic. Și din ce în ce mai senin înspre Postăvaru, înspre Pedeal. Iar ca temperatură, iarăși mi-a luat termometru cu mine, arată vreo minus 3 grade. Și... să vedem cât de periculos e iarna pe aici traseu, pentru că am mai întâlnit când am făcut creasta baiului iarna trecută, am mai întâlnit persoane care au cap aici și aș vrea să cred că n-ar fi chiar atât de periculos. Zăpada văd că e acceptabilă momentan. Deși abia am intrat pe traseu. Legat de traseu, ca lungime ar fi undeva la 20 de kilometri. Creasta baiului, când am făcut data trecută, avea 25 de kilometri. Iar ca timp ar veni în jur de 8 ore. Plus pauzele aferente ar însemna ca ultima porțiune, înspre Azuga, să fie la frontală. Și asta din cauza faptului că suntem la început de februarie. Iar timpul este mai scurt. Și am intrat și în pădure. Ia uitați ce frumos este. Brazi falnici. Din păcate, pe câte unul ne mai întâmplă nici câte un astfel de marcaj dezolant. Dar bine, dacă e legal, atunci asta e. Să fie primit. Da, foarte frumos. Adică brazii îmi plac. În special mirosul de brad. Iarăși o să fac referire la Crăciun. Nu trebuie neapărat, nu știu de ce trebuie să tăim neapărat brazii, ca să avem un pic de miros în sufragerie. Acum, da, fiecare. Dar nu mai vreau să comentez prea multe. Vreau să mă bucur de natură, pentru că de asta vine la munte, să ne bucurăm de natură. Ne mai întâmplă și câte un marcaj, ceea ce e bine. Și tot mergând pe drumul forestier, ne întâmplă și acest indicator de la dreapta, această săgeată la dreapta. Traversăm un podeț. Nu e cine știe ce pe aici. Deci sunt minus 3 grade, pământul e un pic înghețat, dar se mai văd și urme de apă. Că pe aici au cam tăiat, sau cine știe ce s-a întâmplat pe aici. Cum am spus, dacă e spatare forestier, cam așa e peisajul.
dar mie mai mult îmi place așa, adică să nu se vadă urme de tăieri de copaci, parcă arată altfel. Și mai, când mai sunt copaci căzuți, uitați cum ne iubește natura, parcă seamănă inima, nu-i așa? Și am ajuns și la un fel de intersecție, ne întâmpină Crucea Roșie pe acest copac. Să tot filmez vreo jumătate de oră până ce am ajuns aici. Iar drumul către Zamora ar trebui să fie în stânga. Ba da, uite, se vede de aici, trebuie să ai ochi de vultur. În fine, mai e un marcaj aici, dar mai e unul și abia acolo se vede, însă noaptea e foarte, adică n-ai cum să vezi. Nu știu dacă ar fi indicat să fie pus aici un stâlp sau nu, dar iar în jos am înțeles că iar se continuă drumul, dar probabil ne întoarcem în Bușteni. Pe aici, ia uitați cum este apa, cum a curs. Pe unde bate soarele se topește și lasă aceste dere minunate. Și după mai bine de fapt aproximativ 2 ore de mers, încetul cu încet începe să se vadă și cresta baiului. Și ce mai vreau să vă arăt e cine își permite să vină cu un off-road pe aici. Văd că omul și-a lăsat mașina aici. Nu știu care e treaba. Foarte fain. Adică fain, în fine. Fiecare după posibilități. Vreau să spun că atunci când am ajuns la intersecție, tocmai urcau unii cu vreo 4 la 3 V-uri. Să văd dacă mă mai întâlnesc cu ei la întoarcere sau cine știe pe unde o lua, că bănesc că circuitul nu prea e pe aici. Ar trebui să se ducă până pe mai sus și apoi să se întoarcă. Posibil, dacă nu fi altă rută. Zăpada, văd că e ok, e bătătorită, probabil de mașini, de cei cu ATV-uri. Porțiuni de gheață mai sunt, pe unele locuri, însă nu prea e nevoie de gheruțe, văd că e ok. Și mai vreau să spun ceva, pentru că suntem în baiul lui, să zicem dacă ne-am fi aflat înainte de Marea Unire, de la 1918, practic doar munțeștea puteți să faci. Pentru că înainte teritoriul, zicem, omul, da, era la Imperiul Austro-Ungar. Că veni vorba de Cantacuzino, că a prins Mica Unire și Războiul de Independență. Deci vă dați seama ce vremuri erau atunci. Dacă vrei să te duci de la Pichetul Roșu în sus, spre omul, nicio șansă. Trebuia să treci granița, practic. De altfel, toate cabanele făcute pe partea cealaltă a făgărașilor sunt făcute pe vremea Imperiului Austro-Ungar, așa că despre ce vorbim. De aici se și trage denumirea de Pichetul Roșu, pentru că era punct de graniță. Trebuia să te legitimezi. Acum nu știu care, probabil că îți dădea voie. Na, cine știe în ce condiții. Altfel, românii din România mică mergeau pe Transfăgrășan, care de fapt nu era, cine știe până unde puteau să meargă, că na, nu era bâlea alea, că a fost făcută prin anii 80, dacă nu așa. Și așa mai departe, deci baiul lui, nici dacă și Ciucașul putea fi făcut. Aia, de-aia zic, deci am puține locuri în care să mergi.
la munte. Așadar, să mulțumim eroilor căzuții la datorie în primul război mondial, că tot am început videoclipul cu acel monument din fața gării Bucegi. Să le mulțumim ca să putem și noi să ne plimbăm fără să mai trecem granița. Liniștiți. De altfel, vă invit să urmăriți, în cazul în care n-ați făcut-o, să urmăriți cum am traversat Bucegii de la poarta Bran până în Bușteni. Acum, da, asta e viața. Probabil, oamenii muntelui, pe semne că nu, eventual poți să ocolești pichetul roșu, nu? Ca să nu mai plătești, să nu mai dai nas în nas cu grănicerul, ca idee. Au fost și așa nenumărate cazuri când s-au trecut munții fără să știe vameșul. De altfel, și munții de aia se și consideră o graniță naturală a unor teritorii. Tocmai pentru că nu oricine poate să-i traverseze. Și ce ziceam de off-road? Avea numere străine. Da, asta e. Ducea turiștii, probabil. Era cu niște oameni pe banchetă. Ce vreau să mai filmez aici, în Părăiaș. Acum iarna văd că are debit, dar ar fi bine să aibă și vara pentru realimentare. Și până acolo au reușit domnii să urce. N-am să mă apropiu un pic mai mult. Am să le dau un pic cu zoom. Au întors mașina așa cum urcă la pas, când mai pot. Vreau să spun că traseul ăsta mi-aduce aminte de Ciucaș. Și acolo, la fel, s-a făcut un turism, acolo sunt jeepuri care duc oamenii care nu pot să urce până la cabană ca să facă consumație. Ceva de nedescris. Asta e. Într-un fel, îi înțeleg și pe oamenii ăștia, nu-i contest. Ideea e că, și o să vă spun și ce mă deranjează, e faptul că ei nu simt practic în mașină noxele lăsate de ea, pentru că mașinile astea off-road au capacitate mai mare și turează motorul la urcare. Și vreau să spun că atunci când trec pe lângă tine, numai aer curat nu simți. Aici e partea nasoală. Nu o să vin la munte să inspiri și tu aer curat, că stai toată ziua în un oraș cu mașini și cu noxe. Să vii și tu să te bucuri de vreme frumoasă și aer curat la munte, stai și inspiri noxele altora. Aici e partea care nu-mi place. Da, asta e. Vedeți? Ia uite ce verdeață de la brazi, frumoși. Din păcate nu prea se vede sau se vede foarte puțin. A început să se ridice un pic plafonul din nord de pe Bucegi. Sper să am vizibilitate mai bună când ajung și eu un pic mai sus. Și exact ce vă spuneam cu ATV-urile, ia uitați-i, 4 ATV-uri au coborât acum. Foarte, da, pentru ei plăcut. V-am spus, e vorba de noxele care le lasă, în rest, foarte frumos. Și ia uitați și Bucegii cum au început să se vadă. Da, trebuie să mă grăbesc un pic pentru că văd că e destul de lungă și culmea asta Zamora. Nici măcar în dreptul vârfului n-am ajuns până acum. În vârful Zamorei. Și de la mașina respectivă unde și-a lăsat-o domnul, n-am mai mers mult. Și am ajuns și la indicatorul care spune la stânga. Se vede aici o săgeată pe copac, deci practic lăsăm drumul ferestier. Și urmează o potecuță și mai e și o săgeată pe următorul copac, ceea ce e ok.
Asta înseamnă că pe acolo este drumul. Vremea este splendidă, splendidă, splendidă. Nici nu bate vântul, deși s-a anunțat vânt moderat. Să văd sus în șa, să văd cât de mult va bate. Și pentru că urmează să intru pe o zăpadă mai mare, o să spun că până aici am avut bocaje normali. Nu știu, de plendureală, ca să zic așa, pe traseu normal. Și asta din cauza faptului pentru că e zăpada bătătorită și a fost ok. Și aici mi-am propus să se schimb cu cei de iarnă. Momentan aici zăpada nu e chiar așa mare, dar cine știe cum o să fie mai sus. Așadar, pentru ca să fiu mai prevăzător, m-am echipat deja cu bocancii, cam ăștia sunt. Și să-i dăm la deal atunci. Nu că n-aș fi fost deal până acum, dar abia acum urmează păteca propriu-zisă, da? Traseul propriu-zis. Până acum am mers pe drumul forestier. Următorul obiectiv ar veni, din ce am văzut eu, ar fi o băncuță pe undeva pe traseu. Cam așa e marcajul, în dreptul vârfului Zamora. Și că nu știi drumul, așa este, așa se întâmplă, pentru că am ajuns tot în drumul forestier, care vine de jos, și asta pentru că ne-am luat după marcaje. Dar e ok, am făcut o scurtătură, din păcate drumul nu continuă înainte, deși se văd niște urme de la animale. O să continui în stânga, pe... iarăși binecunoscutul drum forestier. Și uitați și noastră ce diferență, așa da, transport natural. O sanie trasă de doi cai. Păi, despre ce vorbim? Așa e frumos. N-am mai văzut de mult o sanie trasă de cai. Turism ecologic. Așa e frumos. Au făcut o pauză. Iar acum o iau din ala deal. Foarte frumos, foarte frumos, bravo lor. Și foarte ecologic. Nu inspiri noxe după tine. Pentru că atunci când urci, ai nevoie de efort. Îți trebuie ori să inspiri mai mult aer decât normal. Și se cunoaște. Ca să vedeți cât de natural este, da, mai lasă câte o balegă pe drum, că așa e frumos natural să fie. Și uitați diferența cu ATV-urile, adică chiar ca să nu mai spun de zgomot. Se face aici un zgomot de... Deci ați văzut cum... Ați văzut și asta diferența, adică ce să mai... Tot mai filmat-o. Ce frumos se auzeau căluții. De fapt se auzeau... Crâncheții de la ei, la clopoței, și zgomotul de motoare. Na. Asta e. Pe semne că turiștii până aici urcă cu ATV-urile. Se mai văd și urme de schiuri. Să văd acum încotro ia traseul, văd o săgeată pe acel copac care se vede la dreapta. Așadar ar trebui să fie, eu mai văd și un semn mai încolo. Trebuie să fie pe aici. Ia uite căluții. Ce frumoși. Ce frumoși. Omul l-am întrebat, omul nu face turism, ecoturism, se duce la un grătar, la o cabană.
o cabană care ia pe drumul în stânga. Așadar, eu o să continui drumul pe Curce Roșie. Încet, pentru că mai am ceva de mers. Foarte frumos. Ați văzut și dumneavoastră ce diferență de zgomot de la căluți? Ia uitați ce frumos. Ziceți că eu ca nici n-am cuvinte, ca în filme. Exact ca pe timpuri, cu Sania după... cu Sania trasă de cai, exact ca în povești. Ce să mai... exact ca în povești. Și după aproximativ 3 ore de mers, am ajuns și în acest punct. A început să bată un pic vântul. Ce vreau să vă mai arăt, uitați aici, iarăși alt tablou, un copac singuratic. Ce frumos, ce frumos. Alb, albastru, copaci. Să tot vii la munte pe aici. Și ce vreau să vă spun este că în față ar trebui să fie vârful Zamora, la 1521 de metri, dacă am așa. Dar traseul o ia pe cupă de nivel, deci nu ajunge pe vârf. Și legat de faptul că a fost interzis iarna, vedeți dumneavoastră ce cărare se face aici. Deci să zicem că are vreo o jumătate de un metru, nu cred că are, cred că are o jumătate de un metru. Dacă nu intra cu lama pe aici, foarte greu, foarte greu de înaintat. Și pentru că suntem în natură, cam se văd urme de animale, fiind zăpadă, altfel se păstrează urmele. Nu-mi dau seama ce sunt, poate să fie de la câine, de la lupi, că și-au mai marcat și teritoriul pe aici. Posibil să fie câini. Altfel nu-mi dau seama, deși unele par un pic altfel. Cine știe care ar fi treaba? Nu prea mă pricep așa la urme. Deși există un panou cu urmele de animale de prin cum se deosebești, de începând cu păsări până la animale, până la urși. Dar pare un mamifer mai detalii mijlocie. Nu. Nu e mare. Și am ajuns și la limita pădurii. Acesta este ultimul copac care ne desparte de golul alpin. Și pe semne că am ajuns și în dreptul acelei așa zise mese, când de fapt aici e odită mai construcție. Wow, ce alb! Uitați și noastră! Cât cuprinde ochii numai alb! Cât de fain! Și drumul pe unde am venit. Vreau să spun că a început să fie ceva nori, dar e un plafon mai ridicat și se văd munții foarte frumos. Și cum îmi place să am dreptate, acele urme erau probabil de câini. Aici sunt două stâni, una stângă, una în dreapta. Probabil cei mai curajos pot să vină să dormă pe aici, dacă vor. Mie unul nu prea îmi place să dorm în sână, pentru că sincer miroase. Deși îmi place brânza de oaie foarte mult, mirosul de sână nu prea e plăcut, mai ales să stai o noapte să dormi în sână, nu prea am experimentat și nu știu dacă o să o fac vreodată. Mai degrabă cu cortul, parcă e mai ok. Știi, ai scarii casa în spinare tot timpul. Se mai aud ceva voci de oameni în față, nu știu dacă coboară sau urcă. Dar să vedem, poate mă întâlnesc cu ei.
băiuțul ar trebui să fie în față. Și dacă ne întoarcem, uitați-vă noastră ce peisaj. Ce peisaj, cât de frumos poate să fie. A început să bată un pic și vântul, suntem la înălțime. Practic, Zamora, vârful Zamora trebuie să fie acesta, 1521 de metri, cât o avea și el. Și în depărtare se vede Coștila, în stânga, în dreapta, pardon, și crucea de pe Caremană în centru, sau în stânga ei. E foarte frumos afară, se vede și clar, e superb, 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 superb. Un peisaj de vis, un peisaj de iarnă. Și cum se văd văile bucegilor? Dacă ne mai uităm un pic atent, ar trebui să vadă și cota 2000 sau piatra arsă, ar trebui să fie pe acolo, pe undeva. Peticul acela de alb poate să fie poiana stânii regale, nu e exclus. Acolo să fie cota 1400 de la Sinaia. Și Valea Jeipilor Mici ar trebui să se mai vadă, care ar trebui să fie pe undeva pe acolo. Se văd stâlpii de la teleferic care duc la Babele. Foarte frumos, foarte frumos. Și ziua e superbă, senin. E un plafon de nord, dar e mai înalt. Văd că oamenii coboară, într-adevăr. Se aud vocile din ce în ce mai aproape. Eu m-am oprit aici la o pauză. Foarte frumos. Și m-am întâlnit și cu oamenii. Intră la stână. Atât de bine a făcut stâna încât a făcut-o din piatră, vreau să spun. Și au și geamurile un pic sparte. Au spart-o, nici cine știe. Oamenii cu care m-am întâlnit s-au oprit la stână ca să se bea un ceai cald. S-au întors de pe din șa. Vreau să ajung în posada, sau nu în posada, spre baiul lui, dar se pare că e trăinită zăpada și n-au riscat, mai ales că bate și vântul. Mi-au spus că bate vântul și mai tare. Așadar să vedem ce o să mă aștepte. Și uitându-mă pe hartă, se pare că băiuțul este vârful din față. Apoi urmează baiul mic și se pare că se vede și baiul mare. Nu am crezut că ar fi acela. Se pare că acela este vârful. Și asta pentru că suntem pe Zamora, care este mai aproape de el. Iarăși în spate priveliștea este magnifică, incredibil. Magnifică. A început să se vadă și colții Maralului. Uitați acolo. Sper să am așa că aia ar fi. Stâna am lăsat-o în urmă. V-am spus, numai stâna nu e aia cu piatră. Nici că e cabană. Poate să facă o cabană acolo. Excelent. Și tot oricând la deal, a început să bate și vântul mai tare. Munții se văd din ce în ce mai frumos. Ia uitați cum se vede. Și mă bucur că am acest indicator aici. E un indicator care practic de aici începe orcușul până pe băiuțul, care zice așa, culmea Zamora, culmea Orjogoaia, plaia Orjogoaia, trei steni, interzis iarna 7 ore, 7 ore jumătate. Din am treabă cu... Nu știu de ce au pus marcajul ăsta până pe trei steni. Păi mi-e interesează să știu cât ajung până în șaua băiuțul. Aici e toată treaba. Vreau
vreau să spun că se vede și releul de pe Azuga. Și da, să vedem. Până aici am făcut cam 4 ore. Deci încă o oră urcușul, deci cam 5 ore faci din Bușteni până pe Băiuță. Și am mai înaintat un pic. Vântul a început să bată din ce în ce mai tare, 30-40 km/h. Se mai văd două persoane în urma mea. M-au ajuns din urmă. Mi-e încheiată mâinile pe aparat, vreau să spun. Nu pot să filmez prea mult, din păcate încă mai am de mers, am ajuns la o mâine aici. Și până în așa mai am cel puțin o oră, m-așteptam să fiu un pic mai aproape, dar nu prea este așa. Mai am un urcuș și după aceea coborâre și iarăși un urcuș. Am ajuns și la acest stâlp de iarnă. Pentru nemeți, văd că se mai vântă două persoane care vin în coboară. Coboară de șase, înseamnă că vin din Azuga și coboară pe zboară, sunt invers. Și mai am ceva timp. Am făcut cam 5 ore până aici și mai am cel puțin o jumătate de oră până ce ajung abia așa, acolo încă cel puțin 2 ore până ce ajung la cabana de la pârtie. Am mai înaintat un pic. La al treilea sau al treilea strop astăzi sunt. Încerc scuze pentru cum vorbesc, dar nu mai pot. Bate vântul, sunt un pic și obosit. Din păcate soarele a intrat în nori și mai am ceva de mers de urcat. Iar și urmează încă 2-3 stâlpi până ajung sus, așa. Și cum spuneam, nori au intrat în nori, ziceți. Soarele a intrat în nori, nu prea se mai vede, dar ce e bine este faptul că plafonul de nori este foarte ridicat și nu este ceață. Dacă era ceață aici, mă întorceam, nu se punea problema altfel. Mai ales că bate și vântul și ceață. Mă uit, ia uitați ce soare semine e pe omul. Acolo este omul. Haideți să facem și un pic de zoom. Ar trebui să fie omul un pic în stânga și Bocșoiu în dreapta sau în centru. Foarte senin acolo. Și aici e ok, dar fiind deasupra norilor e înorat și trebuie să mă grăbesc un pic că se văd și omuleții care mai sunt în șa, înaintează destul de greu, sunt foarte mulți care au pornit din Azuga și coboară pe Zamora. Am ales să fac traseul un pic în sensul invers. Și exact cum spuneam, așa. Practic ne-am intersectat un pic la jumătatea drumului, însă tot mai am ceva de mers, vreo 3 stâlpi, până unde se vede acolo negru. Mă rog, în spate un pic. Și apoi pe șa și cobor la Azuga. Vremea e așa cum este, nu s-a schimbat prea multe. Mult a fost, puțin a mai rămas. În față se vede Baiul Mare, ultimul vârf, Baiul Mic. După aproximativ 5 ore jumate am ajuns și eu în șa. Am ajuns la stâlpă cu marcaj. Din păcate, din cauza eroziunii, bă, că nu prea scrie cât mai este. Scrie doar Zamora, scrie numai de 3 ore. Vârful Baie mică, iar zigeată stânga, dreapta, doamne, ce marcaj. Și vârful Băiuțu, iar stânga dreapta, 1100, nu știu, 17 metri, da? Ar trebui să fie acesta din față, din păcate nu am de gând să mă duc acolo. La cum e afară, n-am nici cea mai mică intenție. Așadar, am ajuns în sfârșit, așa.
Mă bucur că am ajuns, pentru că asta a fost un obiectiv. La un moment dat am făcut și griji, sau chiar mă gândeam să mă întorc, dacă bătea vântul și mai tare. Se văd absolut toți munții. Și am zis să filmez și Baia Mare când este soare. Ia uite ce frumos se vede, un peisaj minunat. Și vreau să spun că pe lângă mine a trecut un cuplu care tocmai se ceartă acum. Uitați acolo. El propune, ea refuză. Nu se ard, vorba melodiei. În principiu el propune sau propunea acum 5 minute să urce pe păiuțul. Ea a zis că nu vrea, nu mai poate. A zis că lăsat-o aici jos. Acum văd că nu știu ce să facă. Dacă să mai continue spre Baia Mare sau unde vrea el să ajungă. Dacă asta e treaba cu grupul. Nu comentez acum, doar am vrut să expun un pic situația. Așa, iarăși mă regăși aici, pentru că e o porține care se lasă cu alunecuși dacă nu ești atent și riști să ajungi în vale. Eu n-am gheruțe la mine, dar n-aș strica dacă ați avea pe aici. Se vede postăvarul, poate și din Crai. Mucegii nu mai vorbesc. Foarte, foarte frumos peisajul. Și pentru că a început să bată un pic vântul mai încet, mai am ceva de mers. Cazacul e în față neamțului. Cica trebuie să vadă și cica și în depărtare, dar e după culme. Am zis că tot mai în momentul să pot am putea să facem ceva. Și vreau să spun că arată cam minus 6-7 grade, cam așa. Sper să se vadă. Am așa... Gata, asta e. Cam minus 7 grade față de minus 3 cât erau jos în Bușteni, când am coborât din tren. Așadar, destul de friguț. Și pentru că a mai stat vântul, am zis să mai filmez un pic. Ziceam să filmez chestia asta pe aici, pe cum se merge, un pic anevoios. Unii au făcut urme cu scriurile pe sus, în dreapta, alții cu piciorul mai jos. Acum fiecare cum a putut. Vremea iară și magnifică, n-am ce să zic. E jos pălăria. Să văd dacă prin și una pot să mă nasuga. Vreau să spun că nu mai bate vântul absolut deloc acum. Este incredibil. A bătut pe la prânz de... era să mai apă sus. Cred că aveam 40-50 de km la oră. Ce vreau să vă arăt e bifurcația asta. Una în stânga, una, să zicem, un pic în dreapta, în sus. În principiu, abia trebuie să ducă în același loc, și anume în stânga, pe acea colină. Însă unul a zis să nu ia în sus, să ia prin stânga și se cam expune, pentru că uitați ce, un pas greșit și se duce jos, mai ales că și cele de schiuri tot în dreapta se duc. Așadar o să ia și-o tot în sus și după aceea trebuie să cobor. Și cred că așa și este, pentru că nu mai era mult de mers. Am ajuns sus. Și aici o ținem în stânga. Văd că mai e ceva de mers până la cabana, cabana Șorica. Uitați ce frumos s-a deschis peisajul.
Trebuie să fie postăvarul în stânga, unde mă uit acum, și piatra mare ar trebui să fie înainte. Foarte frumos. Hai să nu învăr prea repede camera. Și soarele. Văd că plafonul de nori s-a lăsat un pic înspre Ciucaș. Deasupra baiului e foarte senin acum. Înspre seară. Mai am cam o oră jumate de lumină, ceea ce e ok. Sunt mai aproape de destinație. Și dacă n-am ajuns pe niciun vârf astăzi, să ajung și eu măcar pe unul, și anume pe Duțca, 1715 metri. Ceea ce e ok. Mă bucură. Cam așa se vede de aici. Din păcate am ajuns era mai jos un semn și se face traseu ea înainte, ca idee. Se văd urmele. În schimb, se mai văd urme și în stânga și m-am uitat pe hartă, se face un fel de traseu nemarcat. Vreau să spun că am rămas singur pe traseu. Mai e câte o persoană, două, care mai urcă sau mai coboară. Uitați ce frumos se vede reflexia soarelui în zăpadă, în zăpada înghițată. Iar pe unde a putut soarele s-a mai topit. Iar apoi a venit noaptea, a înghețat din nou. Îți scapă odată piciorul pe aici, alești. Cu toți pioleții care ieși la tine. Te duci de numai te vezi. Cel puțin așa cred, acum na. Am testat odată și oprirea în piolet în zăpadă. Numai că era foarte afânată. Nu era... Și panta era una, să zicem, cam ca asta pe aici. Nu era destul de abruptă. Da. Și colțari iarăși te ajută să te mai oprești în zăpadă. Asta dacă ai cu tine. Altfel, vremea, soarele începe să se lase după bucegi. Așadar, n-am să văd mai niciun apus, ci mai degrabă o să fie mai puțină luminozitate. E mult, a fost puțin, a mai rămas, mai am, nu știu, 20 de minute până ce ajung la cabana. Am înțeles că e închisă cabana, nici mi-au spus alții care veneau dinspre Azuga. Dar e bine că are băncuțe, mai pot să iau o gustare. Ce vreau să mai spun, la fel ca data trecută, când am făcut baiului, tot așa iarna, cred că în această porțiune, cred că e foarte bine să dea cu schiurile, cei care suportă adrenalina, au adrenalină în ei. Pentru că e aproape de pârtie, urcă un pic mai sus cu ele și de acolo fac slalom, ca să zic așa, se dau cu schiurile și coboară în jos pe vale. Se văd urmele. Și apoi continuă, nu știam eu unde se duc. Continuă de-a lungul pădurii. Și iarăși ajung la cabană. Foarte fain. Asta aviz amatorilor de schiuri. Și am ajuns și la cabană. Pare pus pe aici, acum, na. Și cam așa arată munții baiului pe înserat, într-o zi de februarie. Am venit de pe culmea aceea, a doua, adică cea din mijloc, practic, cum ar veni. Am urcat până pe Băiuțu și apoi am venit pe culme, pe Muchie. Și culmea, uitându-mă în zare, uitați și dumneavoastră cine merge cu schiurile pe înserat seară. Vedeți? Se văd așa, doi omuleți. Cum lasă urmele pe zăpadă.
Probabil că au schiuri cu schiuri de tură, că altfel nu merge. Foarte fain. Acum nu-mi dau seama cam pe unde au venit, pentru că nu i-am văzut coborând de sus. Ori au mers pe de-a lungul pădurii, ori, na, cine știe. Ori au coborât mai devreme și au făcut pauză. Acum nu-mi dau seama cam pe unde ar vrea să o ia. Chestia e că nu pot să urce pe aici. Și atunci, la un moment dat, de acolo ar trebui să coboare ca să ajungă unde e pârtia pentru teleschi. Ia uitați ce rază. Aproape se duce soarele în spatele bucegilor, dar o să mai fie lumină, cel puțin o oră, fără nicio problemă. Vreau să spun că se aude perfect ce vorbesc ei. Nici nu se pune problema altfel. Păi cam asta e atmosfera pe aici. A fost ok. Nu mi-a plăcut vântul, vântoasele de pe la prânz. A fost incredibil de bine, a fost moderat să zic. Hai, un 50 de km la oră față de 100, dacă era 100 mă întorceam. Nici nu, de fapt nici nu plecam de acasă dacă vedeam pe meteo 100. Cam asta e treaba. Și exact cum vă spuneam, tamam bune sunt băncile astea pentru un pic de pauză, ci măcar 50 minute. Mai sunt și cele de lângă cabană pe care le-am văzut. Eu, să te întinzi pe aici și nu numai. Oh, ce bine! Wow, s-a auzit bețele de trekking. Vreau să spun că mai mult le-am cărat după mine decât să merg cu ele. Dar asta e. La un moment dat m-am și ajutat, în special la urcare. Parazăpezile, pentru că n-a fost zăpadă mare, nu, deși le aveam la mine, nu le-am folosit. Unii am mai văzut că aveau parazăpezile puse, eu nu le-am folosit. Și asta pentru că am bocancii cu... sunt mai lungi și n-a fost nevoie. Dacă erau, să zicem, de 3 sezoane sau cu glezna mai joasă, poate, sau mai mult ca sigur le foloseam. Vreau să spun că soarele a intrat în nori. Este trecut de ora 5. Cred că o să iau pe drumul cunoscut de mine, încă o oră, oră și ceva. Azuca este aproape. Ar mai fi o posibilitate strict pe pârtie, dar tocmai au trecut mașinile. Sau să iau pe pârtie, nu știu, să văd. Și ce mai vreau să vă arăt? Ia uite și au pus ăștia pe aici, pe la cabană, un om care stă și privește bucegii. Să-ți faci poză cu el. Cam asta e priveliștea pe care o vede tot timpul. Și am lăsat cabana în urmă, cam așa se vede apusul. Sunt norii aceia luminați de soare. Până la urmă, cred că am să cobor în Azuga pe drumul care l-am făcut data trecută, când am făcut cresta Baiului. Și probabil o oră, cine știe cât. Posibil să mă prindă și frontala. Așadar, cam asta a fost ziua. Ah, și ce vreau să mai spun. Cele două persoane care le-am filmat anterior, până la urmă au urcat sus la cabană. Nu știam, dar la schiurile de tură se pot atașa niște colțari care să vină pe laterală și practic poți să urci așa cu schiurile. Și urmele respective care le-am filmat acolo erau făcute de ei. Coborâsele un pic mai devreme, chiar m-au și spus. Au urcat cu schiurile până acolo, exact cum am spus anterior, au urcat, s-au dat cu ele și cam asta e aventura. Foarte fain.
Iar acum am schimbat marcajul, suntem pe triunghi albastru. Cam așa se vede seara pe aici, apusul. Vreau să spun că luna este în creștere. Baiului. Și mai vorbeam cu cei de pe Sciuri și mi-au spus și ei, și îmi confirmă, e cam secetă pe aici. Nu mă așteptam, adică nu mi s-a părut zăpada așa mare. Dar foarte mult ajutor a fost faptul că s-a intrat cu lama pe drumul forestier, e clară treaba. Dacă nu se intra, foarte greu mai înaintai. Și cam asta e. E bine de știut. Și trebuie neapărat să menționez lucrul ăsta. Nu trebuie urmate stâlpii cu marcaj cu triunghi albastru. Am făcut această greșeală, erau urme și vreau să spun că m-am reîntors de unde aproape am pornit și am pierdut cel puțin o jumătate de oră pentru că deviasem de la traseu. Mare grijă aici, mai ales iarna când se fac urme și mai sunt oameni care nu consultă. De fapt, marea greșeală era stâlpilor care duceau în jos și duceau pe un traseu practic nemarcat. Uite și crucea luminată. Wow, ce fain! Super tare! Așadar, mare grijă aici, mai ales pe timp de noapte. Cum abordați urmele. În cazul în care există o bifurcație, cel mai bine ar fi să consultați GPS-ul. Eu la un moment dat, la al treilea stâlp, am consultat GPS-ul când am văzut că e greșit traseul, m-am întors imediat. Abia acum sunt pe triunghiul albastru, marcat pe un copac. Se văd urme și vreau să spun că cine are urechi să audă, neapărat trebuie vorbi cu cei care se ocupă cu marcajele să elimine stâlpii aia de acolo. Este incredibil. Stâlpii aia nu duc nicăieri și sunt stâlpi de iarnă. E foarte grav. Ar trebui să fie scoți și pus un indicator la primul dintre ei, probabil, cu o săgeată la dreapta. Pentru că se pierde traseul. La întoarcere, practic. Și am ajuns și la intrarea pe traseu. Am mers cam aproximativ o oră la frontală. Și acum mă îndrept către gară. Coloana de mașini a început să se formeze încetul cu încetul. Sunt bară la bară aproape. Acum stau să mă întreb dacă e coada până în Azuga. Asta nu pornește din Comarnic? Sau așa să mă întreb. Și atunci, nu e mai bine cu trenul? Zic și eu, părerea mea. Și am ajuns și în stația Azuga. Aștept trenul acum. Vreau să spun că venise un Regio Călător și un CFR, unul după altul erau anunțate și se pare că Regio Călătorii întârzie, vine după CFR. Nu știu cum se întâmplă câteodată, oricum n-am luat la Regio, am luat la CFR. Nu asta era important. Important e că am încheiat traseul. A fost o zi, cum să spun, cu năbădăi. Ce mi-a plăcut foarte mult la început e că am prins acea sanie trasă cu trase de cai. Practic aia a făcut pentru mine toți banii. Apoi au urmat în jurul prânzului vânt puternic, să zicem 50 de km la oră, rafale. Iar apoi spre final, din păcate, datorită marcajului,
a trebuit să mai amân ieșirea de pe traseu cu încă o jumătate de oră. Deci, practic, am... Nu pot să spun că am ratat traseul, pentru că el era marcat cu stâlpii, cu triunghi albastru. Deci, la în coborâre, la întoarcere, acei stâlpi ar trebui scoși, pur și simplu. Sau nu scoși, sau scoși și repoziționați, ca să zic așa. Mai mult de atâta n-am ce sfat să dau. Și, din păcate, m-am luat și după urmele făcute de alții, pentru că, na, până de-am mai mers unul, zici că merge bine și când colo mergi, vezi că e greșit. Uite că mai vine un tren. Și cam asta e. Așadar, cam asta a fost ziua. În cazul în care n-ați mai făcut traseu, acum știți despre ce e vorba și... Și eventual, ori mai mergeți cu cineva, eventual unul care a mai făcut traseu, nu neapărat ghid. Că zici că mergi cu ghidul și uite, dacă eram ghid și aveam grup și ratam traseul cum am făcut acum, oare ce ziceau turiștii despre mine? Ziceau, uite că nu ești bun de ghid, când de fapt nu e vină ta ca ghid, din moment ce marcajele erau puse greșit. Așadar, Descuț pe Munte vă dorește să aveți ture cât mai faine, fără năbădăi și să ne revedem cu bine și data viitoare. Iar ca postscriptum, dacă aude cineva să facă ceva cu stâlpia la vară, ar fi nemaipomenit. Dacă nu, nu știu, putem lua inițiativa 2-3 persoane, mergem, îi scoatem și îi repoziționăm și cu asta basta. Mai mult de atâta ca sfat n-am ce să zic. Mi-ar, nu pentru mine neapărat, pentru alții și pentru viitorii turiști.